Locuitorii din zona pieței 14 iulie din cartierul Clujan Grigorescu cer amplasarea unui semafor la intersecția 3 străzi din cauza frecventelor accidente din zonă. Cel mai recent accident a avut loc săptămâna trecută, când un băiat de doar 20 de ani și-a pierdut viața. Mai mulți locuitori din cartierul Grigorescu cer amplasarea unui semafor la intersecția străzilor George Enescu, Octavian Goga și Giuseppe Garibaldi. În intersecția semnalată au loc numeroase accidente soldate cu avarieri ușoare sau chiar cu pierderi de vieți omenești. Ultimul accident grav soldat cu victime, fiind în data de 13 iulie, se arată într-o sesizare pe site-ul domnuleprimar.ro. Săptămâna trecută, un tânăr în vârstă de 20 de ani din Cluj conducea o motocicletă la intersecția străzii George Enescu cu piața 14 iulie și a fost lovit de o mașină. Șoferul autoturismului nu a respectat semnificația indicatorului oprire la intrarea în intersecție, iar tânărul a plătit cu viața neatenția bărbatului.